cât s-a cheltuit, va fi prezentat divizul de cheltuieli și noi locuitorii, locatarii acestor case, vom plăti, fiindcă noi suntem asociația locatarilor. Dar aș vrea să cunoașteți că atunci când i s-a făcut drum doamnei Greceanu, prim-ministru, unii locuiești, drumul ăla a costat 2 milioane de lei, plus cheltuieli pe iluminarea străzii. Iată, și atunci trebuie să vă interesați cum. La noi este vorba de 1.000, 2.000, 3.000, nu 5.000, 10.000 de lei. Dar statul a cheltuit pentru drumul doamnei Greceanu 2 milioane de lei. Dar acum reparația drumului are legătură cu funcția pe care o dețineți? Sau? Nu, eu, nu-i funcția. Pur și simplu, faptul că la noi, nu cum să vă spun, așa cum e sărăcia peste tot. Și pe scară nu ardeau becurile. Și aici erau niște găuri care în curte. Vine mașina, se întoarce. Și eu m-am gândit și eu omenește, dar din banii mei. Din banii mei și a celor care avem mașini în curte. Și aici nu e nicio problemă. Și șampania, vreau să vă spun, că au făcut declarați comuniști din contul Parlamentului sau Palatului. Eu, Mihai Ghimp, am achitat șampanie și bomboane care le-am oferit aici în ziua legii mele. Credeți-mă în privința aceasta, că totuși între deci, noi, între noi și comuniști este o mare... Din bani publici sau din banii locatari? Unde? La dumneavoastră în curte. Din banii personali, a noștri, cei care locuim acolo. Eu voi achita și pe urmă vom repartiza între cei care locuim acolo, care avem mașini.